Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în urma soluționării contestațiilor în județ înregistrează tot 2 note de 10, 294 de note cuprinse între 7 și 9,99, procentul notelor mai mari de 7 fiind de 45,05%. Alte 132 de note sunt mai mici de 5, iar o lucrare este anulată. Pentru profesorii care au obținut note de cel puțin 7 la proba scrisă, respectiv la inspecția specială la clasă sau proba practică din cadrul concursului, din data de 17 iulie 2019, ședința de repartizare a tuturor posturilor didactice publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată la nivelul județului Suceava a avut loc pe 31 iulie 2019, începând cu ora 9, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic Petru Mușat din Suceava. Pentru candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat, anterior înscrierii la concurs, care au obținut note de cel puțin 7 la cele două probe, ședința de repartizare pe posturi vacante, indiferent de viabilitatea acestora la nivelul județului Suceava, va avea loc în data de 1 august 2019, începând cu ora 9, în aceeași sală a Colegiului Tehnic Petru Mușat, Suceava. Înainte de soluționarea contestațiilor, procentul notelor peste 7 a fost de 43,98%, iar cel al notelor peste 5, 78,84%. Acei candidați care au obținut note mai mici de 5 nu vor putea ocupa un post didactic în învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.